ochii galben ca lămâia, alunițe dubioase, o erupție pe față. Sunt semnale serioase. Ia mai uită-te în oglindă că poate găsești ceva care îți vorbește mai că despre sănătatea ta. Ce față ai? <much> în acest video îți vom spune ce probleme de sănătate pot să indice unele semne, unele modificări pe care le observi pe față, cum ar fi, de exemplu, buzele crăpate sau căderea genelor și sprâncenelor, ploapele căzute sau alunițele dubioase. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din online în care toate informațiile sunt validate medical și explicate pe limba ta. Pe înțelesul tuturor, cred că fiecare dintre noi știe exact cum arată la față în mod normal. Că dacă la brațe sau la picioare, de exemplu, nu ne uităm și nu le studiem în fiecare zi, la față nu avem încotro și tocmai de-aia observăm imediat orice schimbare, fiindcă moacele ne sunt familiare. Până și un fir de păr de la sprâncene îl observăm când e în plus, băi nene. Doar că semnele despre care îți vom vorbi azi nu sunt dintre cele mai subtile, adică nu e nevoie să le studiezi, sunt așa de evidente că doar dacă ești chior nu le vezi. Păi și dacă toți suntem la ochi. Eu zic să-i privim mai atent un pic. Albul ochilor este galben. Atunci când albul ochilor, cât și pielea are culoarea galben, este vorba despre icter. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că în corp există prea mult deșeu de la descompunerea celulelor roșii din sânge. Dacă la nou născuți icterul este fiziologic, adică normal de vreme ce ficăciorul lor micuț nu este suficient de matur pentru a funcționa așa cum trebuie, la adulți icterul este semn pentru afecțiuni grave, cum ar fi infecții virale, hepatită sau mononucleoză, diverse probleme ale ficatului, ale vezicii biliare sau pancreasului. Să știi că și abuzul de alcool uh, îl dau ochii galben de gol. Pleoapa este căzută. Poate fi căzută la un singur ochi sau la ambii, iar în cazurile severe este atât de căzută încât împiedică vederea. Medical se numește ptoză palpebrală. Dacă nu este ptoză congenitală, adică dacă nu te-ai născut cu ea, pentru că trei sferturi din cazuri sunt congenitale. Deci dacă această cădere a a survenit la un moment dat în viață, poate avea o cauză neurologică, musculară, aponevrotică, traumatică sau mecanică. Ploapa căzută nu este neapărat de speriat, pentru că, în cele mai multe cazuri, ptoza este inofensivă. Dar n-ai de unde să știi tu asta, trebuie să te vadă medicul și să spună el dacă poți să stai liniștit sau din potrivă, este semnul unei probleme la nivelul creierului, nervilor sau orbitei. Liniștește-te și expune în continuare. Ai grijă, dacă ptoza asta este însoțită de vedere dublă, durere puternică de cap și probleme la înghițire, împreună ar putea fi semnele unui accident vascular cerebral. Ai puncte galbene pe ploape ai pe și în jurul pleoapelor superioare și inferioare niște puncte galbene, de grăsimele zici tu. Se numesc xantelasme și sunt niște aglomerări de celule care au înglobat colesterol. Sunt inestetice, dar nu sunt nici dureroase și nici periculoase. Însă ele dau o informație importantă. Aceea că în organism există dereglări ale metabolismului grăsimilor, dislipidemii, și că tu ești o persoană mai predispusă la bol de inimă sau la un atac de cord ai pungi sub ochi sau cearcăne. Când spațiul ăsta de sub ochi se umple cu lichid și dă aspect de ochi umflați, poate fi vorba de o retenție de apă în organism, de faptul că nu prea dormi, că mănânci sărat sau că se petrec unele schimbări hormonale. Se întâmplă mai des pe măsura îmbătrânirii pentru că slăbesc și mușchii care țin pleoapele. Dar dacă ochii nu numai că au aceste pungi, dar sunt și roșii și te mănâncă, Poate fi vorba de o reacție alergică la alimente, polen, crema de față, un produs de curățare sau la farduri. Ori poate fi conjunctivită. În cazul cearcănelor, în afară de cele motivate prin lipsa somnului, vinovați mai pot fi apnea de somn și hipotiroidismul. În hipotiroidism se mai adaugă și alte semne, cum ar fi senzația de frig, creșterea în greutate și oboseala. Erupția în formă de fluture. Majoritatea erupțiilor nu sunt grave și se ameliorează de la sine, însă una de acest gen este neobișnuită. Acoperă ambii obraji în formă de fluture și este un semn comun al lupusului, o boală care face ca sistemul imunitar să atace propriile țesuturi și organe. De asemenea, este posibil să ai febră, articulații dureroase și rigide și degete care se învinețesc la frig. Mergi la medic dacă ai o erupție inexplicabilă, mai ales dacă vine împreună cu simptomele enumerate. În schimb, apariția unor grupuri de mici umflături de culoare roșie poate indica boala celiacă, tot o afecțiune autoimună în care organismul reacționează la gluten. Erupțiile cutanate de la nivel facial ar mai putea indica probleme digestive, cum ar fi boala inflamatorie intestinală care afectează intestinul gros. Buze crăpate Toată lumea are din când în când buzele uscate sau crăpate, mai ales iarna. Dar uneori buzele uscate sunt un semn al unei probleme de sănătate, cum ar fi deshidratarea, respectiv atunci când corpul nu are suficientă apă. Mai pot fi o reacție alergică sau un răspuns la un medicament. Atunci când buzele se descoamează în mod constant, indiferent de vreme, acest lucru, în afară de deshidratare, în cazuri rare, poate indica hipotiroidism sau diabet. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Stai pe loc unde te duci. Că abia sunt la jumate. Semnele care urmează. Astea nu sunt importante. Nuanță albăstruie a buzelor. O nuanță albăstruie la nivelul buzelor sau al patului unghiilor ar putea indica o boală cardiacă sau pulmonară. În palid. Dacă nu te-o fi poreclit vreun amerindian față palidă, atunci s-ar putea să fie anemic. Alunițe modificate. În general, anulițele nu reprezintă nimic îngrijorător, dar e important să fie văzute de un dermatolog atunci când aspectul lor este modificat, când sunt asimetrice, când au marginile ușor zimțate, când li se schimbă culoarea. Toate aceste modificări sugerează melanomul, adică un tip de cancer al pielii. Îți crește părul în locuri neobișnuite, părul nedorit, apărut în special de-a lungul liniei maxilarului, bărbiei și buzei superioare. M-am epilat ar putea fi un semn pentru sindromul ovarelor polichistice, urmare a unui dezechilibru hormonal. Pierzi din gene și sprâncene, fugi de ochi dintre ochi, din gene, din sprâncene, din vârful nasului, din măduva oaselor, din creștetul capului. Ăsta uh, nu e de scântec de de ochi. Despre ce ziceam? Despre pierderea genelor și sprâncenelor. Că ce? Că ar putea fi cauzată de stresul extrem, dar și de o afecțiune autoimună, alopecia areata, care atacă foliculii firelor de păr. Ai fața asimetrică, eu am umerii. Dacă atunci când te uiți în oglindă, constați că fața arată diferit, că o parte din ea este amorțită și că nu poți să zâmbești de plin cu toată gura, sau ai probleme de vorbire, nu e deloc de glumă, pot fi semnele unui accident vascular cerebral. Asimetria feței ar putea fi și o paralizie bel, dar este mai important să fie exclus accidentul vascular cerebral înainte de a investiga alte cauze ale acestei asimetrii. Avem un video cu mai multe informații despre accidentul vascular, îți lăsăm link în descriere. Sunt Laura și tu pe canalul Pacientul 2.0, e a treia dublă. Dacă găsești că informațiile astea au fost interesante și folositoare și dacă vrei să ne mai documentăm și să-ți mai aducem și altele, te rog să te abonezi. Pentru că asta ne arată că facem bine ce facem și ne motivează să continuăm. Pe tine nu te costă nimic, dar pe noi ne obligă să evoluăm. Textul de azi a fost verificat și validat medical de Elena Pălșoiu, medic rezident dermatologie. Mai multe detalii în descriere.